Stimați cetățeni, stimați reprezentanți ai presiei, parcurgem o perioadă în care Guvernul Republicii Moldova are calitatea de guvern al cărui mandat a încetat. Această situație se datorează demisiei din funcția prim-ministrului din data de 23 decembrie 2020. În acest sens, președintele Republicii a formulat o sesizare în care contestă constituționalitatea unor prevederi din legea cu privire la guvern care 1. Interzic prim-ministrului interimar să propună președintelui Republicii remanieri guvernamentale. 2. Limitează marja discreționară a președintelui Republicii Moldova la desemnarea prim-ministrului interimar. 3. Reglementează în mod deficitar asigurarea interimatului funcției de ministru de către alt ministru. 4. Interzice guvernului, al cărui mandat a încetat, să numească sau să elibereze din funcție persoanele cu funcție de demnitate publică sau funcționari publici. 5. Interzic guvernului, al cărui mandat a încetat, să încheie tratate internaționale care implică angajamente financiare. 6. Îi interzic guvernului, al cărui mandat a încetat, să încheie contracte și să-și asume angajamente pentru o anumită perioadă. Curtea a reținut spre examinare în fond doar problema referitoare la interdicția impusă guvernului al cărui mandat a încetat de a numi, de a propune spre numire sau de a elibera din funcție persoanele cu funcție de demnitate publică, altele decât miniștrii sau funcționarii publici. Raționamentele care au stat la baza respingerii altor capete ale sesizării sunt prezentate în hotărârea adoptată astăzi și în comunicatul de presă publicat pe pagina Curții. Potrivit articolului 103, aliniat 1 din Constituție, guvernul își exercită mandatul până la data validării alegerilor pentru un nou parlament. Aliniatul 2 al aceluiași articol prevede că în cazul exprimării votului de neîncredere de către parlament, al demisiei prim-ministrului sau în condițiile unui guvern al cărui mandat a încetat, guvernul îndeplinește numai funcțiile de administrare a treburilor publice până la depunerea jurământului de către membrii noului guvern. Esența acestei cauze a vizat eventuala limitare disproporționată de către parlament a competențelor guvernului, al cărui mandat a încetat, prin interdicție de a numi, de a propune spre numire sau de a elibera din funcție persoanele cu funcție de demnitate publică, altele decât miniștrii sau funcționarii publici. În acest sens, Curtea a trebuit să interpreteze noțiunea de administrare a treburilor publice din articolul 103, aliniat 2 din Constituție. Curtea a considerat necesar să-și clarifice jurisprudența anterioară în domeniul competențelor guvernului, al cărui mandat a încetat. Curtea a elaborat un test care urmărește să clarifice limitele de competență ale unui asemenea guvern. Testul elaborat urmărește stabilirea unui echilibru corect între principiul legitimității politice a guvernului, al cărui mandat a încetat, și principiul necesității administrării treburilor publice. Testul elaborat de curte presupune verificarea 1. Necesității măsurilor adoptate de un guvern al cărui mandat a încetat. 2. Repercusiunilor măsurilor adoptate de un guvern al cărui mandat a încetat asupra competențelor următorului guvern cu puteri depline. 3.
posibilității anulării măsurii adoptate de guvern, de guvernul al cărui mandat a încetat, de următorul guvern cu puteri depline. Atenție! Testul în discuție trebuie aplicat de către Parlament atunci când reglementează competențele guvernului al cărui mandat a încetat, 2. De către un guvern al cărui mandat a încetat în fiecare caz, în care consideră necesar să adopte o măsură precisă, 3. De către instanțele judecătorești în fiecare caz, în care sunt chemate să verifice legalitatea măsurilor adoptate de un guvern al cărui mandat a încetat. 4. De către Curtea Constituțională, în fiecare caz în care este sesizată să verifice constituționalitatea măsurilor adoptate de un guvern al cărui mandat a încetat sau a prevederilor legale care reglementează aceste măsuri. Aplicând acest test prin raportare la prevederile contestate ale legii cu privire la guvern, Curtea a observat că acestea stabilesc o interdicție absolută pentru un guvern al cărui mandat a încetat în domeniul numirii, propunerii pentru numire sau eliberării din funcție a persoanelor de demnitate publică, altele decât miniștrii sau a funcționarilor publici. Ele nu-i permit unui asemenea guvern să pună în balanță principiul legitimității politice a guvernului demis sau demisionar și principiul necesității și să examineze dacă numirea în funcție a persoanelor cu funcție de demnitate publică, altele decât miniștrii sau a funcționarilor publici, este necesară. Curtea a reținut că numirea funcționarilor menționați poate fi dictată de o necesitate urgentă. Un exemplu este numirea în funcția unui conducător al unei autorități publice în cazul în care interimatul nu poate fi asigurat de către adjuncții sau numirea în funcția unor funcționari publici în vederea asigurării funcționalității instituției în cazul lipsei cadrelor. Curtea a observat că prevederile contestate nu-i permit guvernului, al cărui mandat a încetat, să numească persoanele în funcții de demnitate publică, alții decât miniștrii sau funcționari publici, pentru un termen determinat, adică până la o nouă numire efectuată de guvernul cu puteri depline. Din nou, dispozițiile contestate nu-i permit unui guvern, al cărui mandat a încetat, să pună în balanță principiul legitimității politice al acestui guvern și principiul necesității și să limiteze efectele numirii în funcție a funcționarilor menționați, fără a aduce atingere mandatului noului guvern cu puteri depline. Aceste raționamente se referă și la cazul propunerii pentru numire în funcție. Curtea a reținut că în eventualitatea în care ar fi permisă eliberarea din funcție a funcționarilor menționați de prevederile contestate, guvernul al cărui mandat a încetat nu ar putea limita efectele ei fără să afecteze competențele următorului guvern cu puteri depline. De altfel, efectele eliberării din funcție sunt imediate, iar restabilirea persoanei eliberate în funcție deținută anterior poate avea loc doar prin intermediul procedurilor judiciare. În același timp, Curtea a notat că aceste considerente nu afectează eliberarea din funcție a persoanelor cu funcție de demnitate publică sau a funcționarilor publici în cazurile de imposibilitate obiectivă a persoanelor de a-și îndeplini atribuțiile. Curtea a observat că un guvern cu puteri depline
ar putea efectua un control ex post asupra eventualelor angajări pe termen determinat efectuate de către un guvern al cărui mandat a încetat. De asemenea, un guvern cu puteri depline nu ar putea anula deciziile de eliberare din funcție a funcționarilor menționați de prevederile contestate. Curtea a reținut că la reglementarea interdicției guvernului, al cărui mandat a încetat, de a numi sau de a propune pentru numire persoane în funcție de demnitate publică, altele decât miniștrii, ori în funcții publice, Parlamentul nu a asigurat un echilibru corect între principiul legitimității politice a guvernului, al cărui mandat a încetat, și principiul necesității administrării treburilor publice. În cazul interdicției eliberării din funcție a funcționarilor menționați de prevederile contestate, cu excepția cazurilor de imposibilitate obiectivă a persoanelor de a-și îndeplini atribuțiile, Curtea a reținut că Parlamentul a asigurat un echilibru corect între principiile menționate mai sus. Astfel, până la modificarea legii de către Parlament, Curtea a considerat necesar să stabilească o soluție provizorie. Așadar, guvernul, al cărui mandat a încetat, va putea numi sau propune pentru numire persoane în funcții de demnitate publică, altele decât miniștrii sau în funcții publice, pentru un termen determinat până la o nouă numire a aceleiași persoane sau a alteia efectuată de guvernul cu puteri depline. În concluzie, Curtea a declarat neconstituționale articolul 15, aliniat 2, litera E și aliniat 3, și articolul 23, aliniat 6, din legea cu privire la guvern, numărul 136, din 7 iulie 2017, în partea care interzice guvernului, al cărui mandat a încetat, să numească sau să propună pentru numire persoane în funcții de demnitate publică, altele decât miniștrii sau în funcții publice. Curtea a recunoscut constituționale articolul 15, aliniat 2, litera E, și aliniat 3, și articolul 23, aliniat 6, din legea cu privire la guvern, numărul 136, din 7 iulie 2017, în partea care interzice guvernului, al cărui mandat a încetat, să elibereze din funcție persoanele cu funcție de demnitate publică sau funcționarii publici, cu excepția cazurilor de imposibilitate obiectivă a persoanelor de a-și îndeplini atribuțiile. De asemenea, Curtea i-a trimis Parlamentului o adresă prin care i-a solicitat să reglementeze competențele guvernului al cărui mandat a încetat și să opereze modificări în legislație relevantă în conformitate cu raționamentele hotărârii pronunțate astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție!